Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun, de data aceasta cu un subiect mai deosebit despre rolul educației morale și religioase în școală. Pentru asta am invitat doi colegi de-ai mei, doamna profesoară Moroșan Cristina, să rămână, bună seara! Bună seara! Și domnul profesor Teodorescu Gabriel, bună seara! Seara bună, bine v-am găsit! Și vreau să discutăm despre rolul educației morale, pentru că, așa cum știm, se face educație în matematică, în istorie, în limbi străine, de toate, dar sufletelul ăsta a nostru, a copilului nostru, nu știu cât de mult este educat. Unul trebuie să termine un ciclu de învățământ și să intre în câmpul muncii, cum se spune normal, dar trebuie să aibă și un statut de om civilizat la locul său, integrat în societate. Nu neapărat trebuie să fie tobă de carte, dar cei 7 ani de acasă să nu existe. Și cum cei 7 ani de acasă acum sunt mai pe spongi, cu părinți plecați peste hotare, cu copii ținuți de bunici, cu... să vedem școala cum poate suplini măcar un pic din educația morală. Voi începe cu doamna Moroșan, așa un pic. Despre ce am discutat acum? Oare educația asta morală, noi profesorii putem să o suplinim? Măcar așa, un pic, nu spun, că nu putem să fim părinților de acasă. Da, da. Din păcate, așa cum spuneați adineauri, dat fiind contextul social pe care îl trăim, adesea suntem și părinților. Pentru că părinții, chiar uneori și bunicii, sunt plecați și ei rămân chiar cu o rudă de un grad mai îndepărtat și, din păcate, cei mai mari singuri. Cu siguranță, educația morală, formarea morală a tânărului este un aspect foarte important, pentru că trebuie să formăm oameni compleți. Încă din Antichitatea Greacă se vorbea de idealul tânărului calocagatia, deci și frumos exterior, uh-huh, dar și interior, agaton, bun, uh-huh, da? Calos frumos, agaton bun. Și aristocrația greacă nu numai avea în vedere acest obiectiv, deci și o formare interioară. Iarăși trebuie să amintesc de contextul acesta social care, din păcate, valorizează individul doar exterior. Uh-huh. Mai mult exterior. Material îi impune, din păcate, cerințele toate merg pe această filieră, pe această dimensiune exterioară. Și la un loc de muncă, atunci când merge la un interviu, nu-l întreabă nimeni, sau foarte puține referiri se fac la caracterul tânărului. În schimb, după ce s-a angajat, caracterul, modul lui de a fi din punct de vedere moral, joacă un rol, cu ceilalți colegi. Corect, joacă un rol foarte important. Chiar de unăs le vorbeam elevilor despre acele team building-uri care se fac și care au în vedere inclusiv modul de a relaționa. Ori dacă el are carențe în ceea ce privește educația morală foarte mari din urmă, datorită lipsei părinților, datorită că școala doar formează din punct de vedere intelectual, nu și moral, tânărul se vede un pic descoperit. Încearcă să suplinească, încearcă să înlocuiască în timp, să umple cu ceva acest gol moral, dar nu tot timpul îi reușește. Pentru că anumite etape au fost sărite. Pentru că educația morală începe de la vârste foarte fragede și se prelungește până la toată viața. Numai ca să-i dai valorile bun, rău, aplicabil, neaplicabil, rușine, nerușinare. Numai asta se formează din mic. Absolut. Citeam o pildă extraordinară mai de mult și spune așa, era undeva de prin Asia, doi părinți s-au dus la un înțelept cu un nou născut. Uh-huh. Avea câteva zile și au întrebat, înțeleptule, când trebuie să înceapă educația acestui copil? Trebuie să începem educația. Și evident aveau în vedere și dimensiunea morală. Și răspunsul înțeleptului a fost, ați întârziat cu 9 luni. Deja. Deci
practic, educația morală a tinerilor începe cu educația morală a părinților. Ori aceștia fiind departe, școala, grădinița, școala va prelua un această carență. Dar de mers, pentru că școala este valorizată acum pe alte dimensiuni, din păcate. Să formăm tânărul adaptat societății, dar nu ne mai interesează să-l și educăm moral. Discutam cu cineva care predă în Canada și spunea că acolo au ore de etică. Aha. Deci în programa școlară au ore de etică. Și în Franța se întâmplă lucrul ăsta și în mai multe state europene. Da. Și apropo de ce zicea doamna profesoară, avem și temeiuri scripturistice care afirmă că educația este benefică, educația morală pentru copil încă din vârsta pruncii, dacă s-ar putea. Chiar mi-am notat aici, am citat la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, unde Sfântul Apostol Pavel spune, trăițând de această epistolă lui Timotei, unul din ucenicii lui, care ulterior a ajuns și episcop în Cipru, și îi spune, și fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, care poți să te înțelepțească spre mântuire prin credința ce într-un Iisus Hristos, iată, eu îți trimit această epistolă ca să te înțelepțești și mai departe. Deci, de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, care poți să te înțelepțească spre mântuire. Prin ce? Prin credința în Iisus Hristos. Știi ce am văzut la unii părinți? Nu la toți, dar la unii părinți. Dom'le, îl retrag de la ora de religie că îl îndoctrinează. Și ceva rău să fie îndoctrinat. De ce să fii un taliban creștin? De ce să fii îndoctrinat copilul meu? Și bla bla, și îl retrage. Bun, la ora de religii să facem doctrinare religioasă? Nici vorbă de așa ceva. Tocmai că am observat după atâți ani de experiență la catedră, o mică diferență există, dacă aș putea să zic mică în sens optimist al cuvântului, între copiii care rămân în sistemul școlar și participă la orele de religie și ceilalți care efectiv refuză pe baza unor ambiții ale părinților sau pe baza pur și simplu unui refuz al său. Nu mai vreau, nu-mi place sau nu mă regăsesc. Bineînțeles că după toate avalanșele astea de mesaje transmise de o mass media total secularizată, e foarte simplu. Băieți, faceți ceva ce vă place sau ceea ce vă va folosi. Internet, calculatoare, mergeți să vă dezvoltați spiritul antreprenorial, dar la ce v-ar folosi religia? Vin aici și exact completez ce spunea și doamna profesoară. Până la urmă, un om care nu are un sistem de morală, un sistem de valori, o ierarhie foarte bine a valorilor sale proprii, după care se conducă, nu are niște modele bine întipărite în mintea sa, va ajunge pur și simplu un an, n-aș vrea să fiu foarte pesimist sau să fiu un riguros în a condamna, dar asemenea oameni ajung epave morale. Adică va fi un bun informatician, dar exact cum se și spunea într-o discuție pe care am avut-o cu un coleg, toate obiectele din trunchiul comun pe care le studiază la școală îl ajută pe om să se formeze până la o anumită perioadă. Matematica îl va ajuta să dobândească o abilitate de a lucra cu cifrele, de a face niște calcule ușoare, logica îi va dezvolta un sistem de gândire logică, fizica îl va învăța să cunoască fenomenele naturii mai bine, chimia la fel fenomenele chimice și așa mai departe, în timp ce religia vine să-l formeze pe el ca om, cu litere majuscule scris pentru viață. Adică îl învață să devină mai tolerant, mai credincios, să aibă ideea, noțiunile foarte bine întipărite de bine și rău, îl determină să se deschidă pentru ceilalți și să înțeleagă, domnule, nu există mai eu un egoismul meu autosuficientist, ci există și celălalt problemele lui. Și atunci deschiderea asta, tocmai asta îl va face să devină un om, dacă vreți, un om nou al unei lumi în care principiile creștine, în care de principiile de creștine noi nu ne putem debarasa. Tocmai asta ne formează și ne deschid. Apropo de asta, însă și societatea civilă vine cu un cod de legi. Nu putem face chiar tot ce vrem noi. Că putem intra, adică binele meu poate intra la un moment dat în contradicție cu ceilalți, pentru că eu un binele pe care eu vreau să mi-l fac mie, poate să se lor rău. Și atunci vine legea și spune stop, până aici. Deci oricum individul va trebui să se supună unui sistem de legi la care el trebuie să adere. Pentru că altfel nu se poate integra într-o societate. Și atunci, sigur, ajunge la alte probleme. Dar religia vine și ne învață exact lucrul ăsta. Și biserica și Dumnezeu însăși.
De ce să nu fim noi mai buni? Pentru că așa a fost până la urmă, uitați, exemplu atât de frumos al samarineanului. Nici nu era de lege cu cel căzut între tâlhari. Dar s-a plecat pentru că a înțeles, e un bine pe care eu trebuie să-l fac, e de datoria mea morală. Suferă cineva acolo. Suferă oricum. Exact. Și eu trebuie să-l ajut. Cum? Pur și simplu mă aprec și încerc să îi ascult oful, durerea. Și să știți că la orele de religie am adunat de-a lungul timpului câteva mărturii, aici am schițat două, trei. Dacă îmi permiteți, pot să le și citesc, că sunt foarte interesante. Am discutat cu elevi de mai multe vârste, de la clasa 5-a până la clasa 12-a. Și sunt foarte, foarte sincer. De exemplu, o fetiță de-a 5-a mi-a spus în urmă cu câțiva ani, când aveam clasa 5-a, ora de religie ne liniștește și ne ajută să devenim mai buni. Învățând despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu și Maica Domnului și Sfinții, și Sfinții Îngeri, simt că toți aceștia sunt lângă mine. Un alt băiețel foarte simpatic, Marian, spunea la un moment dat, pentru că i-am întrebat, până la urmă, care e percepția a voastră asupra orei de religie? Și el mi-a spus, ora de religie este foarte importantă, deoarece învățăm cum să fim creștini adevărați, cum să ne rugăm și cum să devenim mai buni, așa cum ne învață și Domnul nostru profesor. Un alt băiețel, Andrei, mi-a spus, mi-aș dori să avem două ore de religie pe săptămână, nu una, pentru că deși suntem o clasă gălăgioasă, în timpul orei de religie este liniște totală, ca în biserică, a subliniat copilul, pentru că tuturor ne place să ascultăm istorioarele din viețile sfinților sau lecțiile de viață spuse de Domnul profesor. Vedeți, au spus lecții de viață, n-au spus la un moment dat, wow, omul ăsta ne îndoctrinează. Pur și simplu, și atitudinea pe care au dezvoltat-o în timpul orii. Noi ne liniștim. E ca în biserică, atmosfera. Exact la asta invită ora de religie, la o introspecție interioară. Mm-hmm. Cine sunt eu, ce vreau eu să fac mai și departe? Sunt și modele acolo. Modele, de fapt, de sfinți. Bineînțeles. Sunt sfinți. Modele de oameni care au trăit în armonie cu ceilalți. Corect. De a ajuns sfinți, ceilalți i-au recunoscut cumva. I-au recunoscut ca oameni buni. Nu i-au recunoscut ca oameni bogați. Exact. Și nu că bogăția ar fi ceva rău. Că sunt nici sărăcea, nici bogăția nu sunt virtuți în sine. Da. Și nici condamnabile. Da. Vreau să spun un lucru. La un curs, când am fost de management, nu de altceva, nu era vorba nimic de religios acolo, trainerul care ne-a educat, cumva ne-a vorbit, a spus așa, în anii 70, la facultatea de la una din facultăți de psihologie din Statele Unite, nu mai țin minte acum care, dar una din cele mai bune, s-a făcut un studiu. Au luat toți studenții din anii 70, din anii 50 și au întrebat când terminau în anii 50. Să vedem, ce vrei tu să fii în viață? Și eu am întrebat. În anii 70, după 20 de ani, i-au văzut unde au ajuns. Cei care au ajuns la conducerea companiilor, cei care au ajuns oameni de afaceri celebri, tot, au bifat acolo, au fost dintre cei din urmă, cu 20 de ani, care erau cu valori morale înalte. Deci nu conta că era dintr-un stat mai bogat, în Statele Unite sunt 50 de state. Da, da. Nu conta că era dintr-un stat mai bogat sau mai sărac, dintr-un stat agricol sau nu, că era de religie protestantă sau catolică, că știa două, trei limbi străine sau nu, că era dintr-o familie bogată sau nu. Aveam valori morale înalte. Oamenii care au ajuns în vârful societății erau aia care știau ce înseamnă să respecte pe ceilalți, să aibă punctualitate la o întâlnire, valori morale înalte, exact. Să respecti munca. Altă universitate, la 20 de ani, face același lucru. Ia pe studenții din anii 70, le pun testele, chestionarele și în anii 90 urmărește să vadă unde să află în ierarhia societății. Tot la fel. Același lucru ca cealaltă universitate paralelă cu ea. Exact. Înseamnă că valorile morale înalte sunt perene. Pentru societate, indiferent că e din Statele Unite, că e România, că e China, sunt perene. Și atunci, de ce să nu construim în sufletul copiilor valori morale înalte? Tocmai asta vine să spună despre educația morală. Eu sunt surprinsă că, de una, consultând lista componentelor educației, noilor componente, nu am regăsit educația morală. Am regăsit educație civică, am regăsit educație pentru mediu, pentru drepturile copilului, educație pentru ecologie, inclusiv educația familială și casnică modernă. Primul ajutor. Deci, de ce nu avem grijă să construim la un tânăr și sistemul de valori? Dacă este să discutăm sincer, atunci când
apuc să discut despre valori cu elevii mei, trebuie să-mi rup din ora pe care o am. Trebuie să abandonez parte din materia pe care trebuie să o fac. Trebuie să las o parte instrucția, da, din punct de vedere, din punctul de vedere al formării intelectuale, pentru ca să apuc să fac apel la câteva valori pe care să le analizez cu ei. Trăiesc într-o societate, așa cum adineori subliniați foarte bine, în care presa, internetul, nu le mai cultivă ideea aceasta de valoare. Ba mai mult, foarte periculos, spuneau și mari lideri de grup de-a lungul timpului, că dacă vrei să distrugi o societate, distrugi întâi valorile. Fă-i pe tineri să creadă exact așa cum se întâmplă astăzi la noi, din păcate, să gândească în nuanțe de gri. Deci ei nu mai au alb și negru. Da. Am avut o discuție legată de povești. Da, cum erau poveștile clasice. Dacă nu ai moral, dar e bogat, e bine. Da. Exact. Adică nu mai contează să ajungi sus în ierarhie. Nu mai contează că el nu a respectat niște valori, nu mai contează că el nu mai respectă semenii, are asta, lasă că merge. Emoția e de gri. Deci nu este adevărat fals. În poveștile noastre clasice românești, la care eu fac apel, sunt surprinsă să constat că foarte multă lume din jur, ca o paranteză, nu are nici cea mai mică informație despre mitologia românească. Noi avem o mitologie, dar asta este cu totul altceva, cu valori clare. Alb-negru, exact, da. Și nu numai la referitoare la povești, avem mitologie inclusiv, în mitologie sunt mituri legate despre cea românească, crearea universului. Da. La care a participat Albina sau Aricio sau așa. Da. Dar, repet, asta este o altă discuție. Ar trebui subliniat odată și acest aspect, pentru că nouă ni se pare că numai grecii și romani au mitologie. Bun, închidem paranteza. Poveștile românești, da? Structurate clar pe o ierarhie valorică, morală, de nezdruncinat. Da, uite, dacă ne uităm la Fata Babei și Fata Moșului, deci hărnicia, curățenia, da, cu hărnicia vreau să fac asta. Cinstea. Și apropo altruism, de asta, ajutându-i pe toți ceilalți pe drum. La psihologie, atunci când vorbești despre sistemul de atitudini, una dintre cele mai importante, dincolo de atitudinea de oameni, față de oameni, față de mediu, față de societate, este atitudinea față de muncă. Deci dacă pui pe elevi să repete la sfârșitul orei, hai să vedem ce tipuri de atitudine am reținut, ori să-ți explice despre cea față de mediu, de societate, de oameni, dar foarte mulți vor uita de cea față de muncă. Pentru că munca în sine, care este chiar o valoare, așa, ar putea fi prinsă într-o dimensiune morală, asta este o discuție, așa, nu mai este luată în seamă. Cum adică să munci? Dar de ce? Pentru ce să trebuie munci? Să câștigăm. Trebuie dar să câștigăm. Câștigul se face prin ceva. Deci nu mai este... Grila asta morală ar trebui să treacă prin orice aspect al prin orice aspect al dezvoltării personalității individului. Îmi vine să spun și al societății, dar aici iarăși intrăm într-o altă dimensiune unde se poate face o discuție foarte largă. Deci noi am pierdut educația morală, înseamnă formarea conștiinței și a atitudinii morale. Știți ce vreau să puntez? Asta lipsește. Deci, acum se vrea. Și am văzut și pe Facebook și pe mai mult. Dom'le, hai să facem în locul ore de religie. Da. Deci în locul. Nu neapărat în locul ore de prim ajutor. Hai să facem în locul ore de religie, ore de educație sexuală. Hai să facem în locul ore de religie și tot în locul. Dar de ce se împiedică să ne locuim? Toate celelalte nu pot înlocui ora de religie. Bun, asta este. Deci se caută neapărat să fie scoasă asta. Dar pe partea aialaltă vreau să spun un singur lucru. Am avut după 45-47 ani, deci imediat după al doilea război mondial, am avut o societate imoral construită, pentru că nu se făcea religie în școală, nu se făcea educație morală, etică în școală, decât etica Partidului Comunist. Cu ședințele alea de partid în care trebuia să te umilești, că îți faci autocritică, era de fapt ceva diavolesc, acolo nu vreau să mai spun, că să te umilești în față la toți, prin niște motive inventate, artificial construite, adică artificial făcute și tu trebuia să te umilești acolo în ședința de partid, să spui, să stărni cenușă în cap, că într-adevăr ai fost nemernic cu care ai sabotat statul, sau altceva. Mai grav decât atât. Deci după 50 de ani de societate imoral construită, uite, avem rezultatele. Sunt oameni maturi care au devalizat fabrici, care au devalizat de toate și acum conduc. Păi vrem în continuare încă 50 de ani de educație imorală a societății, ca unde să ne ducă până la urmă urmișoarele? La pierderea noastră ca identitate, pur și simplu.
Pentru că noi ne-am format și popor și creștin în același timp. Da. Și dacă ne gândim exact în completarea ideii pe care ai spus-o, mai mult decât atât, comunismul a venit cu ideea perfidă, domnule, nu numai că țin de parte de Dumnezeu, dar vin și cu altceva, îți distrug și orice urmă de conștiință. Mergi și îl părăști pe ăla, îl toată pe ăla, distruge-l. Dacă vrei să urci tu deasupra, trebuie neapărat să devii colaborator al securității și așa mai departe. Da, astfel da. Încât ei, oamenii, cu cât înaintau probabil majoritatea dintre ei pe scară ierarhică, trebuie să colaborezi. Corect, să colaborezi una la mână și trebuia să fii zero din punct de vedere al conștiinței. Deci, da. Să nu pare rău de nimic, îi torni pe toți, îi execuți și așa mai departe. Înseamnă bine că tu ești fidel partidului. Da. Și în ideea asta, oamenii ăștia au ajuns adevărați monștri. Dacă ne referim că aceștia sunt părinții copiilor din școlile noastre, trebuie să vedem atunci și să înțelegem de unde e atâta o poză. Nu generalizăm, dar vreau să spun Doamne ferește, societatea noastră românească a fost construită altfel. Asta e, din păcate. Da, nu uităm cum a fost generația interbelică și ce oameni au dat. Corect. Care s-au sacrificat cu zecile de mii pentru ca să apere valori. Corect. Da? Eu sunt surprinsă așa când constat în discuțiile cu tinerii, când constat faptul că ei nu au habar cât uși de puțin ce s-a întâmplat în închisorile comuniste. Și dacă au auzit poate, eu știu, accidental, mergând într-o excursie, spunem, la Sighet și au fost la Memorialul Durerii, au parcurs, eu știu, au vizitat memorialul fără ca să-și asumi ceva din ce s-a întâmplat acolo. Da, bun, a mai fost un muzeu și atâta tot. Da, acolo s-a întâmplat ceva pentru că în joc au fost doar niște idealuri, niște valori, lucru total străin tânărului de astăzi, da? Și el poate discuta despre absolut orice, mai puțin despre valori, doar dacă sunt materiale. Concret, cât câștig, ce fac, ce drept, da, ce așa. Da. Dar valori spirituale nu mai promovează nimeni. Imediat, dacă, eu știu, ies să pornești o astfel de discuție, să aduci în atenție ideea de valoare morală, de valoare spirituală, i-ai pierdut. Ce doamne, ce sunt? Dar pentru ce? La ce bun? Și ei vin imediat, și aici chiar vreau să subliniez adineauri, ideea exemplului. Citeam că exemplul este o metodă în educația morală. Deci exemplul, și când am spus exemplul, acolo în tratatele de pedagogie, în dreptul educației morale, este trecut exemplul, dar nu neapărat al profesorului, să spunem, al părintelui. Ci a unui lider, pur și simplu un exemplu pe care poți să-l iei din literatură. Dar, efectiv, profesorul de acolo le spune foarte multe în momentul în care el predând morală și se comportă în consecință. Pentru că elevul, copilul, este un om, o persoană în formare care copie pe ceilalți. Este o plastilină exact, care da, se modelează. Este ca un burete, da. Poți să-l modelezi. Și atunci tu, dacă nu vii cu exemple, dar cu ce exemple să vii? Pentru că așa cum spunea adineaur și colegul, chestiunea este că, din păcate, cei care au peste o anumită vârstă, nu, iarăși nu uzăm de generalizări sau așa, nu, da. Ei, neasumându-și o astfel de educație morală, nu pot să o transmită mai departe, nu pot preda ștafeta tinerilor pentru că și ei au în cap tot ideile formate de societatea în care trăim, media și așa mai departe, îmbogățire materială, poziție bună, putere și atâta tot. Nu ne mai interesează altceva. Am ajuns bine, dar doar nu ne ține de foame, nu știu ce valoare e morală. Da, de acord, adică nu vrem să frizăm ipocrizia spunând că noi trăim numai cu valori morale. Să trăim pe dar neavând o bază morală, tânărul, atunci când îi se formează personalitatea, știu, imediat când iese din adolescență și încep să se pună primele cărămizi vizibile la formarea personalității, ar trebui să ia contact și cu ceea ce înseamnă educația morală, implicit religioasă. Pentru că va veni cu o bază solidă ulterior. Va ști ce să predea copiilor. Adesea le spuneam tinerilor, zic, voi încă mai aveți părinți care au trăit într-o societate oarecum normală. Dar gândiți-vă la voi, ce fel de părinți vor fi voi? Ce-i veți învăța voi pe copiii voștri? Dacă voi aveți în cap numai îmbogățire, atitudine în un anumit fel, da, așa, ce le transmiteți? Pentru că copiii voștri vor fi
capabili și vă vor observa atitudinea voastră. Voi ce le veți transmite? Degeaba veți încerca în cuvinte să le spuneți că este bine să faci aia, să faci aia. Pentru că întrebarea va fi, dar tu de ce nu faci ca tată? Aplicabilitatea nu s-o ca părinte. Eu n-am văzut la tine lucrul ăsta. Eu n-am văzut. Deci eu l-am văzut la mata ca părinte. Și dacă n-am văzut, de ce îmi spui mie să fac? Nu te-am văzut niciodată intrând într-o biserică sau făcând un lucru bun, dând ceva de milostenie. Am văzut un film foarte drăguț. American. Ca să nu tragem, domnule, noi suntem... Dar mi-a plăcut un film foarte... un tânăr, un copilaș cu tricicleta a învățat de la cineva că dacă a făcut o faptă bună, i s-a făcut o faptă bună, el la rândul lui să facă trei fapte bune. Da. Dar în decurs de 48 de ore, nu așa în toată viața. Da. Deci repede, i s-a dat și un termen. Și lecția asta, copilașul cu tricicleta o dădea la toți. Și era un cerșetor pe stradă, bătut, nu știu ce, și l-a ajutat tânărul. Și ăsta l-a ajutat copilașul. Și cerșetorul spune, cum să te ajut? Ce să-ți dau? Când am bani, vreau să-ți dau aceeași. Nu. S-a făcut un bine azi, da. În fapt, 8 de oră, fă trei bine la alții. Da. Dar și transmite un fel de meleme din ăsta. Da. Și transmite că și la rândul lui ăla să facă bine la trei. Și tot înmulțirea asta la trei a binelui, progresii geometrică, va face societatea mai bună. Da. Mi-a plăcut ideea. Bine, că au fost făcute de toate tipurile. Ei se făceau un bine, el respecta faptul că ajuta o bătrână să treacă strada și era un bine. În 48 de ore trebuia să facă bine. Ce frumos. Mă gândeam o chestie din asta, dacă am fi noi în stare, ca părinți, ca adulți, ca orice, ca profesori, să le punem în minte copilașilor noștri de la școală sau de a noștri. Măi, ți s-a făcut un bine azi, da, înmulțește acest bine, fă tu de trei ori, la trei colegi de-ai tăi, la trei oameni pe stradă, nu-i cunoști, fă bine. Și pur și simplu binele ăsta poate fi foarte simplu, de exemplu. Binele cultivat, te înveți după aia cu el și nu poți, dacă te hrănești din zâmbetul celor. Ai văzut că i-a căzut la portofelul jos, te apleci și îl dai, nu-i te apleci și îl dai. Adică... Da. Am văzut lucrul ăsta și îl constat cu dureri în suflet. Le-am vorbit și despre bine și rău la școală și la mai multor elevi și m-au întrebat, dar eu n-am bani în buzunar, ce bine pot să-i fac eu? Deci ei se raportează foarte strict la un bine de ăsta material. Și le-am zis, pur și simplu, într-o zi, dacă îl vezi pe colegul din ultima bancă, că este trist, supărat, îngândurat, vino, stai lângă el în bancă, bate-l pe umăr și zic, băi frate, sunt colegul tău, hai să te ascult, eu azi sunt dispus în această pauză să te ascult, ce ai pe suflet, zi-mi și mie, măcar așa te mai ușurez. Uite, eu vin și zâmbesc. Și ai alături pe cineva, cum e vorba proverbului, când sunt doi, necazul se înjumătățește și bucuria se multiplică. Exact același lucru. Și am constatat exact asta, vreau să zic, surprins la un banchet în care clasele a 12 terminau, îi zic lui X, du-te și o invită pe colega la bancă, nici tu nu dansezi și asta stă stingheră și se uită la ceilalți colegi care dansau și știu că sunteți colegi de clasă, la care reacția lui a fost șocantă. Cum să mă duc să o invit pe colega dacă eu în 4 ani abia am schimbat 20 de vorbe cu ea? Și am zis că adevărul e că acea sală de clasă are 30 de kilometri pătrați și de aia nu v-ați putut vedea. Deci nu, domn profesor, dar ea stătea în ultima bancă și la perete și eu în prima bancă la geam. Adevărul e că e grea, e o distanță imensă. La ironia mea a pus capul în pământ și a zis că știu, nu, am greșit și așa mai departe. Și am zis că da, cu toate acestea ia calcă stupii orgoliu tău și du-te și o invită la dans. Vedem, îți va da două palmi. Și că da, eu n-am comunicat cu ea nimic. E cazul acum. Și spre surprinderea mea, m-am întâlnit anul trecut cu acești copii minunați. Sunt împreună, sunt logodiți și viața lor merge frumos împreună. Da. Adică ei aveau nevoie să spargă acel zid care îi despărțea și să pomânce. Și, wow, se poate, deci, dacă vrem. Pur și simplu să-l asculți pe cel de lângă tine. Da, pentru că noi nu mai știm să ascultăm. Nu mai știm să ascultăm. Da. Toate le vedem, facem atâtea cursuri de team building, atâtea cursuri de dezvoltare personală. Chiar ideea asta a marșat mult în ultimul. Imagine de ideea asta de toleranță, mie îmi place când e ziua mondială a toleranței, lumea nu reacționează așa, ideea asta de toleranță, pur și simplu de acceptarea celuilalt, de, eu știu, de schimbarea unei vorbe așa minime, însoțite de free hugs, îmbrățișările gratuite. Da, foarte frumos. Asta poate face foarte mult. Ori noi nu mai vedem lucrurile astea, suntem atât de
lăsați, doamna profesoară, eu am de învățat la nu știu ce, eu am de făcut nu știu ce. Stai un pic, poate omul ăsta acum, în momentul ăsta, are alea că nevoie de tine, 3 minute, 2, 1, sau ajută-l să facă exercițiul ăsta el în baza asta. Și să prioritizezi cumva, da, așa, probleme de ale lui. Și tu, în următoarea ori, vei învăța pentru ce vrei tu, sau eu știu, te vei duce nu știu unde, îți vei face treburile tale. Da. Nu, nu pentru că, din păcate, nu mai avem nici modele, să o spunem pe cea dreaptă, pentru că, din păcate, presa, media exploatează doar modelele negative, pentru că ne-am învățat așa, un fel de voioriști, așa, să vedem numai lucru rău și să scoatem... Da, gen știu de ora 5, baba aia, să râdem și să țim așa o bucurie sadică, cu uite ce le s-a întâmplat lor și mie, nu? Știți? Și așa mai departe. Adică... Asta ne s-o ieși și inoculat să credem că da, așa da, e bine. Că, nu că, bine. Adică mă hrănesc din că așa, bine, că și eu să sănătos. Eu mai departe, da. Că așa, călcând pe cadavre da, mai pe da, da, românești, așa a spus direct. Și atunci, atitudinea asta este și în detrimentul tinerilor. Pe ei nu-i mai formează, pe ei nu-i mai ajută ca om, pe ei nu-i mai... Și când descoper un astfel de gest, li se pare inuman. Dar de ce ați făcut pentru mine? Dar de ce ați luat covrigul ăla? Dar de cine ați dat aia? Cum, dar de cine dați? Păi, da, na, uite, vă era foame acum, poate mi-am adus aminte că era ziua unui moș care a murit acum 10 ani și luați un covrig așa. Adică, nu cine știe ce chestii făcută, dar noi nu mai știm gesturile astea să le facem. Mai este un lucru care, am văzut și colegi, sunt profesori, sunt mulți. Nu sunt de mult timp în învățământ. 3-4 ani. Da, este un lucru pe care noi profesorii trebuie să-l facem. În primul rând să educăm și după aia să învățăm. Corect. Educația. Da. Nu contează la ce. Faptul că face ca maimuța pe holuri când se dă pauză. Uite, dar ce să dau drumul la grădina zoologică? Stai liniștit și mângâiat așa și stai liniștit, nu fac. Ah, da, domn profesor, mă scuzați. Da. Deci să te simți așa deodată că ești lângă el. Da. Este în primul rând, dacă pun capul în pământ, au făcut ca maimuța, să trec, eu că nu mă, în instructura mea de profesor, nu mă cobor la nivelul lui... Da, bine, acum nu discutăm statutul acesta, dar nu, într-adevăr... Nu, este bine în primul rând să-i educăm. Da, într-adevăr, și după deci aceea asta ar trebui, da. Când degeaba l-am învățat, știi da. Foarte bine ecuația de gradul 2, dar imediat cum colegul a dat peste el un pic în pauză, îi trage un pumn, îi zboară nasul. Nici așa. Da. Adică, văd violență multă, chiar dintre foarte, copii da, și după aia societate. Da, pentru că ei mediul ăsta au crescut în subconștientul, în inconștientul lor. Asta este, asta se află, asta se găsește. El înțelege că trebuie să fie oarecum violent, oarecum tupeist, pentru ca să meargă mai departe. Nu fi umil, lasă luptă pentru dreptul tău. Nu vorbim de drepturile copiilor, o disciplină, să facem o paranteză, nu mă pot abține, da, o disciplină care va fi introdusă la anul de la clasa 5-a, context în care ei n-are încășcarea de valori corecte, și în clasa 3-a și în clasa 4-a discută la disciplinile educației civică despre drepturi, dar acolo am observat că discută foarte frumos, desenează, fac, drag, învățătorii știu foarte bine ce au de făcut cu ei și nu există. Dar eu sunt foarte curioasă ce impact va avea această disciplină începând de la anul școlar viitor la 5-a, când se marșează și pe ideea de gândire critică. Deci să privim critic lucrurile, să punem întrebări, să văd că eu am un anumit statut, să mi-l asum, să fac să... Ori să știți că în programă partea de responsabilitate, nu că orice drept vine cu o responsabilitate, cu o obligație, ocupă 5% din toată ideea de drepturi, 5% pe când materia, ar trebui să fie echilibrate. Materia e pe mâna noastră. Deocamdată, da. Nu dau o soluție așa din minte, că nici n-am văzut despre ce e vorba. Da. Suntem profesori, suntem majori. Trebuie noi făcut neapărat o discuție. Noi suntem adulți acolo, ei sunt minori. Da. Acolo când trebuie să îi responsabilizăm pe ei. Și de fapt să facem într-un fel de toleranță în societate. Nu corect. Că drept, tu ești mai tare decât ia dă și îți trage de urechi mama acasă, tatăl acasă, când nu ți-a luat bomboane astăzi și ți-a încălcat dreptul de a fi cu bomboane. Nu. Da. Deci, în primul rând, pe ei să-i responsabilizăm. Între ei. Nu ai dreptul să chiulești, nu ai dreptul să nu înveți, nu ai dreptul să... Da. Și atunci când facem chestiile astea, e mai bine să-i învățăm așa. Până la urmă, trebuie să respecte un cod de legi. Un cod de toți legi. Toți spre asta se întoarce. Adică... Noi suntem maturii care învățăm pe ei. Biblia venea cu mii de ani înainte de Hristos și spunea la cele 10 porunci.
fraților, dacă le respectați pe astea, vă mântuiți. Adică era simplu. Corect. Să nu furi, să nu ucizi, să nu fii destinat și așa mai departe. Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva aproape. Și toate celelalte legi. Deci vedeți cât de frumos se leagă una cu alta, astfel încât ele au o continuitate. Pur și simplu și justiția, dacă vreți, tot pe același calapod s-a așezat. Justiția socială s-a făcut pe baza unei justiții religioase. Exact. Și dacă mai amintim că și școala s-a format în biserică și biserica a fost cea care a dat primele școli. E clar că una, nu putem despărți biserica de școală și nici școala de biserică, pentru că împreună converg spre a forma omul ca individ deplin, integrat într-o societate și formată. Avem nevoie de spitale, nu de catedrale. N-au nicio treabă. Spitalul face sănătosul, mă trupește, iar biserica îl face sufletește. Da. Nu poate trăi, adică sufletul când s-a despărțit de trup, gata. Dar dacă e trup, cu suflet împreună suntem oameni vii, mergem pe stradă, trebuie să fim sănătoși și trupești și sufletești. Corect. Da, da. Și asta vine și educația morală să completeze lucrurile astea. Corect. Dar dacă noi nu-i dăm voie decât să pătrundă pe aici, pe acolo, pe la orele de dirigenție, pe aici, pe acolo, pe la orele de religii sau nu știu unde, și uneori acestea nu le mai facem pentru că avem nevoie de pregătire la, trebuie să facem acolo, trebuie sau să ducem... Sau luați un canal informatic pe educație în bine, nu discutăm că nu... Nu, 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 așa, da, știi, așa, știi? Adică... Fiecare și-a opțională pe ce dorește. Da. Principalul este să fie destul de multe ore pe educația morală, da, pentru că sufletul, corect, este la fel de important ca și trup. Corect. Da. Hai să spunem, să fim un pic mai riguroși așa, spiritul, dimensiunea asta, psihicul, dacă vreți, în ultimă instanță. Pentru că și aici, în fond, multe tare psihologice se structurează tot pe o lipsă a unei moralități, a unei ierarhii morale, a unei structuri, a unor repere, în fond. Da? N-am reperele, nu pot să merg mai departe. Asta e și în știință. În fizică, dacă n-ai reperul, de unii facem măsurători. Da. În matematică, la sistemul fel de axe. Da. Și așa mai departe. Deci dacă până și știința ai structurată... Trebuie să punem originea asta, undeva. E clar că trebuie... Da, originea trebuie, da, să facem. Iar originea legilor morale este la Dumnezeu. Da, atât. Deci este perfecțiunea, da, putem. Și a legilor... da, și a legilor, dacă vreți... Care, după care funcționează o societate în, da, general. Asta spuneam, da, apropo de religia în școli, că s-a tot, da, vehiculat, păi de asta, asta mă supără chestia, societate secularistă, vai să scoatem că îi abrutizează copiii, formează niște dogmatiști, niște fundamentaliști. Țin să anunț, am scos datele dintr-un studiu a unui om care, mă rog, și-a luat doctoratul în Germania, e pe site oficial doxologia.ro al Metropolii Moldovei. Nu vreau să fac reclamă sau așa, dar vreau să vă prezint... Dacă nevoie. Exact, și vreau să vă prezint toate datele astea. Nu sunt de la mine citire, sunt date colectate dintr-un studiu numit așa, Studiul religiei în școlile publice din Statele Uniunii Europene. Corect. Scrisă de acolo un doctorant, Georgia Nicolae. Bun, și aici omul spune foarte clar, apropo de statele, școlile din celelalte state ale Europei, ce statut are religia în școlile respective? Și aici îl citez. Amintesc însă că în întreaga Europa studiul religiei este prezent în școlile publice finanțate de stat. Astfel, studiul religiei are caracter obligatoriu fără posibilitate de discutire chiar în Suedia și Finlanda. Atenție! Este disciplină opțională susținută de stat în Slovenia, Cehia, etc., disciplină obligatorie aflată în responsabilitatea și finanțarea statului, Italia, Croația, Elveția, Spania, Grecia, etc., disciplină care este subiectul unei cooperări între stat și culte, deci cum e Germania, Austria, România, Bulgaria și lista poate continua, sau în sarcină exclusivă a cultelor, dar finanțate de stat, Ungaria, Luxemburg, sau una pur confesională, cum este în Cipru și Malta, și exemplele pot continua. Mai amintesc însă că majoritatea elevilor europeni, asta mi s-a părut foarte interesant ideea, au câte o oră de săptămână de religie, dar sunt țări unde religia se predă chiar și două ore pe săptămână, precum Germania, Austria, Irlanda, Spania, Cipru, Grecia, Italia, Croația, etc. Iar cei din Belgia, mai ales cei din regiunea Valonia, au chiar trei ore pe săptămână. Și în Germania, unde s-a stat secularist și așa mai departe, peste 30-40% dintre elevii care termină 12 clase, optează pentru religie ca disciplină de bac la încheierea ciclului de studii. Dacă e acolo, pot interesant, să aleg foarte disciplină. Am citit și eu. Este o disciplină ordonată. Da. Corect. Nu-i dogmatist, așa cum da, se spune, vai de mine. Nu. De fapt, cine au spus-o? Ăla care considera că
Căței și cu delfinii delfin. Sunt persoane, da? Da, da. Și el un delfin de soție, n-am nicio problemă, sau un cățel. La bine, nu. Da. Nu, dar e un tip care nu... Ca idee, așa. Vai de mine, avea repere morale la el. Deci, vedeți, statele europene n-au aruncat religia la coșul de gunoi, gata, ne-am spălat pe mâini de disciplina asta. Vedeți? Ei are la bază, da, toate statele Europei. Morală, însă și Franța, apropo, că s-a amintit, are disciplina numită etică sau morală în școală, unde, într-adevăr, ei vorbesc echidistant despre toate religiile. Am văzut un reportaj făcut de BBC. Și el vorba despre ISIS, cum a intrat în Marea Britanie. Așa. Și cum au reușit să convertească tineri britanici. Deci, pur și simplu, cu stilul ăsta, hai să nu mai facem ore, ora de religie dată la gunoi, da, cumva, tânărul nu mai avea reperele morale. Corect. Băgat în calculator dimineața până seara, mama avea două, trei joburi ca să poată, da, să susțină financiar familia, se bucura că tânărul este în calculator băgat cu nasul și stă cu minte. Da. El a intrat pe site-ul din astea ISIS, da, și l-a convertit. Nevoia sufletului de religios este. Este, nu poate fi niciodată. Nu poate fi înlocuită. Niciodată. Așa la școală, da, scoate-mă de să... religie dintr-un ordin de ministru. Dar sufletul nu poate dintr-un ordin de ministru să-i scoți nevoia de religios. Și a venit, cine a venit? În loc să fie cumva dus spre biserică, spre preot, spre cum ne-am construit noi Europa asta creștină, cine i-a luat nevoia de religios? Uite niște grupări din astea gen islamice, da, dar nu că religia islamică ar fi rea, dar ăilalți care deturnează islamismul spre terorism. Spre terorism. L-a luat, l-a convertit pe tânărul respectiv cu care era făcut reportajul și i-a pus bombița în mână, du-te și te sacrifică pentru Allah, omul nefiind un adaptat social, neavând o morală zdravă, fiind și cu nasul în calculator și când dădea drumul de nasul în societate, realitatea era diferită față de ceea ce vedea el pe calculator. Nu s-a integrat. Nu și-a găsit un serviciu ca lumea, nu și-a găsit o cursă. Da, nu, prieteni, da, avea un grup nu social și-a descoperit și acolo. Și nu trebuie, pentru terorism, da, nu trebuie, decât 10-12% maxim din populație neadaptați din ăștia. Corect. Să fie masa lor de manevră. Lor nu le trebuie să fie, e luptă cu 90%, nu, da, câțiva, până în 10%. L-a luat frumos, i-a pus bombița în gât și să deturneze ceva, bineînțeles, poliția, serviciile secrete, da, l-au găsit. Acum făcea pușcărie și mama plângea la vizită, la ordine de vizită, la vizieră acolo. Nu mai era copilul ei, nu mai asculta oricum de ea, psihologul pușcăriei venea, închisorii venea și discuta cu el și toate. Și psihologul i-a spus mamei, știi când l-ai pierdut? Când era cu nasul în calculator, și când nu l-ai lăsat să ducă la orele de religie, când îți mai trebuia, trebuia să ducă la biserică. Da. Atunci l-ai pierdut. Trebuia să-și asume niște psihologul valori, de fapt. Închisorii. Dar nu trebuie, da, să ajungem, cred că, într-o societate în care psihologul închisorii să ne dea, copiilor noștri lecții după ce ajung mari, majori, da, și deturnați de la calea lor firească spre, normal, societate. Când am văzut reportajul ăla făcut de BBC, erau și alții, dar pe tânărul ăla prins, deja m-a marcat. Și mama care a spus, uite, eu eram bucuroasă că stă cu minte în cameră. Măi, stă cu minte în cameră, dar îl cu corniții știe el cum să lucreze. Când, da, cu minte în cameră lucrează. Da, da. Din păcate, modelul acesta, nu așa dus la extrem, se regăsește mult și printre tinerii români. Adică el stă cu minte acasă, cu vrea calculatorul, să fie cumva, undeva, da, așa, lume, cu calculatorul, părinții, săracii, din dorința de a se sacrifica și a face orice, ori ocupați cu două joburi, ori plecați în afară, fără ca să știi cam ce valori își asumă, da? Repet, nu vorbesc de aceste extreme, duse la nivel de terori, dar pur și simplu, ce valori își asumă tânărul ăsta, ce lucruri îi plac, care sunt reperele lui morale, da? În ce grup s-a integrat, cu cine stă, ce așteaptă de la viitor, ce vrea să-și facă o familie, cum se vede, ce meserie vrea. Ei, ori toate lucrurile astea se formează încă din familie. Degeaba încerci uneori la școală ca profesor, când eu îi spun, zic, la școală stați 6 ore, da? Da. Și cât așa? Cel mai mare. Corect. Și la fiecare ori vine tot alt om cu voi, nu? Tot alt profesor. Da, da. Păi, ce poate să vă transmită? Ei poate să străduiesc în alea 50 de minute de oră efectivă să vă transmită un lucru.
tu nu ești atent permanent, ora asta îți place, nu le-ai în considerație, dar ci reperă ăla, eu și așa îl văd pe ăsta un semestru, un an, după aceea nu-l mai văd, și așa mai departe. Deci ce le putem transmite? Deci dacă baza nu este pusă sănătoasă, vorba clasică a românului, care în psihologie are foarte mari greutate, cei 7 ani de acasă, nu? În care nu vorbim numai de valorile morale sunt radical se formează atunci, categoric, da? Categoric. Dar vorbim și de dezvoltarea lui, construcția lui socială ca personalitate care începe atunci. Psihologii spun că 65% din experiența de viață se învață până pe la 6-5 ani. 5-6 ani. Adică 65% de peste jumătate din cum se va purta el, ce se facă într-un grup, cum se răspunde cuiva. Dacă ce... egoist sau da, nu. Da, deci sunt până la 6 ani. Eu completează ce spune doamna profesoară și spune că familia este biserica de acasă. Templul în care copilul învață să se roage, învață să-și deschide sufletul către Dumnezeu. Mama este primul preot din viața copilului. Da, o corect. Spune atât de frumos Sfântul Ioan Gură de Aur. Și spune, atenție părinți, voi sunteți chemați de Dumnezeu în sfântul act al creației, pentru că voi creați trupul și Dumnezeu trimite sufletul și atunci se naște un nou fiu al bisericii, la care voi, părinții, sunteți alături de Dumnezeu, da, responsabil pentru acel prunc să-l creați. Deci, el s-a născut, dar de aici începe adevărata creșterea lui ca fiu al bisericii. Adică, până la urmă, el, acolo, mic fiind, e doar o, să zic așa, o măgălie de copilaș. Dar el trebuie format de atunci. Exact cum spunea domnul Claudiu, că din burta mamei începe adevărat, educație creștină. Da, uite, am văzut un site și mă uitam și am prezentat la o emisiune mai veche, când am vorbit de poporul evreu. Ei, mamele evreice, din când au copii în burtică, așa, rezolvă integrame și tot ce... Nu integrame, rezolvă probleme de matematică. Da. Dar cântă psalmi. Da. Și se roagă. Da. Deci îmbină partea practică, reală, copilul se dezvoltă educația intelectuală cu, cu cealaltă de rugăciune. Da. Starea aia copilului din interior este de rugăciune până la urmă. Este preluată, este, da. Da. Și vreau să spun o chestie care mi s-a întâmplat, m-am dus la duhovnicul meu și i-am spus, părinte, uite, copiii ăștia de la naștere, eu i-am dedicat, așa, m-a rugat lui Maica Domnul, m-a rugat, vreau să, cum va fi când s-a uitat părintele și zice, da, numai că ai întârziat, trebuia să te rogi dinainte de a concepe. Da. 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 Ce spuneam? Ce eu n-am făcut. Nu m-am rugat dinainte de a concepe. Uite, vreau cu tare să... Dar nu înseamnă că... Nu-i nici acum. Copilul da, da, da. Dar vreau să spun că noi ca părinți, avem înainte... Responsabilitate imensă. Ne place o femeie, da? Ne-am căsătorit cu ea. Vreau să facem un copil. De atunci, de când te-ai gândit că trebuie să-l concepi, trebuie să ai o zonă religioasă în tine în sensul de bunătate. Copilul ăla trebuie să se conceapă într-un mediu bun. Da. Să-i transmiți, da. Văzut, dacă vreți, spune și psihologia, prin un anumit fond de valori vine. Și biserica, de aia și biserica recomandă în comentarii împărtășirea mamei cât mai des când e însărcinată. Corect, corect. Pruncul primește pe Hristos. Corect. Și se hrănește. Condamnau în scrierile Sfinților Părinți copiii făcuți la beții, copiii făcuți la... În timpul deci nu, postului deci sau așa. Era, părinții erau condamnați, nu copilul era condamnat. Părinții. Nu fă copilul la beții, nu-l fă în timpul Paștelui, nu-l fă în timpul marilor sărbători, da, când da. Jertfa lui Hristos era... De exemplu, în timpul Paștelui, noaptea din Înviere, tu duci da. Acasă și faci copil cu nevasta, că este atunci momentul de jertfă a lui Hristos. Nu că e păcat, era o chestie care ținea de educația ta. Adică tu, dacă nu simți religiosul atunci, tu cum vrei să faci copilul? Cum transmiți, dar dacă tu nu ești... Da, simțurile tale, deschiderile tale, gândurile tale, copilul tău cum va porni? Da. Că de fapt atunci pornești. Da, să știți că există o legătură foarte strânsă în genetică între ceea ce bagajul genetic pe care l-au părinții se transmite copilului. Și el preia o parte din, cum se zice acolo și la Sfânta Scriptură, părinții vor face păcate și copiii vor trage. Adică părinții vor face păcate și copiilor li se vor străpezi dinții. În sensul că Dumnezeu, până la urmă, în marea sa pedagogie și înțelepciune, nu te lovește pe tine ca părinte, pentru că oricum tu ești hârșit prin viață, zic. Te lovește prin el. Te lovește prin copil în sensul că nu neapărat că toată lumea zic, wow, Dumnezeu este atât de sadic. Nu. Dumnezeu este înțelept, pentru că prin lovitura pe care o dă copilul tău, nu neapărat să se nască cu o hibă fizică și așa. Va crește un copil din cauza ta, de parte de legile morale, așa? Și atunci te vei trezi tu ca părinte și vei lupta foarte mult
pentru îndreptarea lui, cum este cazul fericitului Augustin, când el a luat drumul greșit a unei vieți desfrânate, petreceri, deșanțate și așa mai departe, și mama lui, Sfânta Monica, s-a rugat ani întregi, 20 de ani, pentru îndreptarea lui. Și el, după ce se convertește la creștinism, ajunge și episcop și așa mai departe, spune acolo, eu sunt rodul rugăciunilor și lacrimilor mamei mele. Uite, vezi, aici era... Recunoaște lucrul ăsta. De până la urmă, o luptă morală a părintelui, da, sau... Pentru întoarcerea copilului la calea cea bună. Adică, exact cum spuneai și tu mai înainte, nu înseamnă că e pierdut dacă nu s-au rugat părinții. Părinții pot și rugăciunea mamei sparge cerurile, așa se zice popular, în sensul că este atât de puternică și Dumnezeu, văzând rugăciunea părinților pentru prunc, automat își întoarce fața sa milostivă pentru copil, chiar dacă acesta e căzut sau... De asta eu le zic, vin părinți la mine și îmi spun, domnul diriginte sau domn profesor, ce să mă fac cu X că l-am scăpat din mână? E impropriu să spui lucrul ăsta. Dacă tu că am spus lucrul ăsta, eu, exact, da, eu îl văd o oră pe săptămână, două ore pe săptămână. Ce pot să fac pentru el? Uitați, vă promit că o să discut și eu cu dânsul și așa mai departe. Dar vă rog, rugați-vă pentru el. Că asta îl mai puteți ajuta. Că el nu mă mai ascultă, că el... Ok, dar ceea ce puteți face acum este să vă rugați pentru el. Foarte mult. Și asta se va vedea mai târziu în... Pentru că Dumnezeu nu lasă pentru lacrimile mamei să se pierdă acel suflet de copil. Mi-a plăcut de Sfântul Vasile cel Mare, care v-a spus, dați-mi o generație de mame și... Așa, da, sunt eu în gură de aur, spune asta. Da. Sunt eu în gură de aur, nu Vasile cel Mare. Da, sunt eu în gură de aur. Schimb fața lumii. Și voi schimba fața lumii, întreagă. Deci, astea, toate în fond, așa, ca un fel de concluzie, dacă nu există un anumit fundal și dacă nu încercăm să explicăm omului, tânărului, faptul că pe lângă toate realizările lui intelectuale, materiale, trebuie să vină și cu altceva, s-ar putea să se trezească într-un gol, la fel cum vorbesc foarte mulți oameni extraordinar de bogați. Citeam despre un creator de modă, îmi scapă acum numele, care este în vogă în Londra, de pildă, zice, dom'le, eu aveam tot bani, aveam o situație extraordinară, dar zice, simțeam în mine ca niște bolovani, nu înțelegeam ce este cu mine. Până când, spune respectivul, descoperă pe Hristos, descoperă faptul că viața aceasta, oricât ți-ar oferi din perspective exterioare, trebuie să completate și interior. Ori aici vine într-un mod extraordinar de fericit atât religia cât și morala să îl ajute pe individ să fie un om complet. Pentru că dacă nu ești un om complet, repet, poți avea orice în exterior, material, nu fii fericit, fizic, dar nu există acea împlinire pe care o ai. Că dacă fericirea... Așa este. Așa este. Da. Hristos a spus-o. Ai de toate pe lumea asta, dar ți-ai pierdut sufletul? Nimic nu. Da, nimic. Ceva dau omul în schimb pentru sufletul său, că răscumpărarea sufletul e atât de scumpă și niciodată nu se poate face. Nu se poate. O spune și psalmistul David, completează și Sfântul Apostol Pavel. Asta este una din coordonatele de bază a vieții noastre. Până la urmă, Sfântul Sinoan Atonitul spunea foarte frumos că scopul vieții creștine este dobândirea Sfântului Duh. Adică noi să ne înduhovnicim în atât de mult încât să devenim de aici, din lumea asta, cetățenii Raiului. De din scopul lui Dumnezeu este să fim sfinți toți. Da, păi asta este. Dar nu în sensul chinuit, adică în sensul... Să trăim bucuria, edenii cu aici. Și libertatea Raiului. Da. Să trăim încă de aici, din lumea asta. Da, pentru că morala foarte bine subliniază. Să avem niște bolovani în suflet. Exact. Nu. Morala este în libertate. Pentru că în momentul în care copilul ăla, eu știu, face un bine colegului pentru că îl bate părintele la cap, nu este un gest moral absolut. Nu. Pentru că este forțat. Trebuie să o facă din convingere. Inclusiv filozofii sau mari moraliști vorbesc despre lucrul ăsta. Morala este liber, se practică în mod liber. Deci gestul este profund moral în momentul în care este asumat. Frică, nu de rușine. Nu pentru că tu am la bani cât tu l-ai ajutat pe ăla sau, știu, îți cumpără bicicletă cât pur te-ai purtat frumos. Pur și simplu trebuie să meargă și din convingere. Da. Și la Sfânta Biserică, pentru acolo, sigur să vă întâlni cu Dumnezeu. Și au fost voci care mi-au zis, bine, dar eu dacă stau acasă și mă rog, nu-i tot aia? Nu. Pentru că Doamne, o spune foarte clar la Evanghelia după Matei, Mântuitorul, unde-s doi sau trei adunați în numele meu, acolo și eu în mijlocul lor. Da. Adică unde se roagă mai mulți, vă dați seama, rugăciunea lor împletită, altfel, străbate până sus la Doamne. Și atunci le-am zis-o copilor și au zis și ei, wow, așa este. Și le-am mai prezentat un aspect. Voi faceți binele asta, că nu știți când se întoarce, are efect de bumerang. Și când o să-ți fie ții mai greu, atunci Dumnezeu îți întoarce ție acel bine. Și o să te întrebi, la timp a venit ajutorul ăsta sau mi l-a scos pe omul ăsta care a venit providențial în viața mea și m-a ajutat când aveam nevoie, la un examen sau la un impas, la o cumpână în viață.
Și atunci o să te întrebi, oare ce bine am făcut eu în viață, să-ți faci o introspecție? Sau, important este, până la urmă, să mulțumești. Faceți bine cât mai mult, că asta ne ajută. Și religia vine să completeze lucrul ăsta. Și mi-aduc aminte, apropo de lucrul ăsta, o colegă din școală mi-a zis cu câțiva ani înainte, că n-ar fi trebuit să spun, dar uite, tu știi că ai făcut un bine unui copil din școală, unde eram eu dirigent, și am zis că pe cât mă străduiesc prin însă și natura meseriei mele, de fapt e chemarea asta, vreau să ajut pe cât mai mulți copii. Dar ea mi-a zis, dar hai să povestesc ce s-a întâmplat. O fetiță dintr-o clasă de liceu, învăța dimineață, venise la școală, era foarte plâns, în dimineața aceea au primit citația că părinții vor divorța, unul era plecat în afară și unul așa, ăla din afară i-a trimis la ăsta că vrea să divorțeze, așa, și a rămas distrus atunci, când am citit citația și a înțeles că ea trebuie să aleagă între mama și tata. Și și-a pus în gând să se sinucidă. A venit la școală cu gândul să și-a rămas bun de la copii, de la colegii. Dimineață, când urcam în corpul bea acolo, am întâlnit această fetiță pe scări, plângând. Stătea în fund pe scări și am trecut pe lângă ea, îngăiată pe cap și am zis, ce s-a întâmplat? Ei, am și eu niște probleme. Da, dar uite, îmi promiți că o să zâmbești, îți stergi ochișorii și mergi mai departe. Chiar dacă acum ți se pare că e greu și așa. Am vorbit cu ea 5 minute, context în care eu urcam cu catalogul la o altă clasă. Și fetița și-a șters ochi și am zis, hai, uite, dacă vrei, te conduc să mergi la clasă, lăsați, mai stau 5 minute să mă adun, dar vă promit că merg la oră. Și a zâmbit așa, un zâmbet trist, dar m-am uitat la dânsa și a revenit puțin. Am stat de vorbă cu ea acolo, v-am zis, 5 minute, context în care eu am plecat la oră și după mine, da, efectiv, a venit doamna dirigintă în clasă, a vorbit cu ea, a văzut-o tristă și a întrebat-o prin ce-i trecut. Și a spus, uitați, așa și așa, dar am vrut să mă sinucid și am renunțat la idee. A venit un coleg, un domn profesor, nici nu știu cine este, că nu predam la clasa lor, chiar nu predam. Și mi-a dat puterea de a merge mai departe. Hai, zâmbește, că nu o să fie chiar așa negru. Știi că după fiecare ploaie vine răsare soarele, o să fie bine. Hai, că Doamne ajută înainte. Și fata a renunțat la ideea de a se sinucidi, contextul în care ea vrea să ducă să se așeze pe linia trenului când venea un tren. Știa ea despre ce trenul e vor. Ei, și colega mea a mărturisit, după ani, că tu știi că atunci ai salvat viața și atunci am rămas așa cu împlinirii și am zis că, Doamne, slavă ție, că ai lucrat prin mine, nu că eu am făcut ceva. Și doar, pur și simplu, Dumnezeu a reușit să salveze sufletul ăla. Și pe principiul ăsta al smereniei creștinii trebuie să vedem tot bine pe care îl facem. Adică să nu mă bat eu cu pumnul în piept că am făcut atât de mult bine încât sunt sigur. Nu. Să fac binele efectiv urmând exemplul Mântuitorului. Prin care... Și nu trebuie, ca să faci un bine, nu trebuie bani. Nu, păi exact de la asta am pornit și discuția. Da. Însă și Mântuitorul, prin gestul de a se răstigni pe cruce, ne cuprind într-o îmbrățișare universală pe toți. Asta arată mare sa iubire față de oameni. Și efectiv asta i-am transmis copilului. Hai zâmbește, că totuși nu ești la capătul drumului, alții o duc și mai rău. Ferească Dumnezeu de o persoană care este paralizată la pat și ar fi dorit totuși să poată merge, sau un orb să vadă toate frumusețile acestei lumi, sau un surd să audă cântecul păsărilor și glăsuitul copiilor și așa mai departe. Deci, nu am ajuns în stadiul în care să ne pierdem unul din cele 5 simțuri. E adevărat, o să fie foarte greu, ne pierdem unul din părinți, i-am zis copilului. Dar hai dar să... Poate nu-l pierzi. Dar poate nu-l pierzi. Și viața a dovedit că, într-adevăr, până la urmă, cei doi au convenit să se împace, pentru că mai este un copil mai mic pe care vor să-l crească. Și Păstorul Dumnezeu, dar dacă fata ar fi dus gestul până la capăt, sufletul ar fi fost pierdut. Din cauza... Și ea mi-a zis că sunt probleme ale părinților și atunci singura chestie, eu n-am aflat despre, mă rog, ce probleme erau, atât i-am zis. Nu îți însuși tu problemele adulților. Tu ești un copil care trebuie să termini liceul și să-ți duci mai departe viața și să te bucuri de ea și să ți-o faci așa cum vrei tu. Lasă-i pe adulți să-și rezolvi problemele, tu mergi înainte cu Doamne, Doamne și cu zâmbetul pe buză. Curaj că se poate. Și fata și-a sters ochii și a zis, mai stau un minut să mă reculeg, două, trei, și pe aia mă duc la oră. Și s-a dus la oră. A fost un gest care, pentru mine, a însemnat mult în sensul că mi-a dat puterea să merg înainte. Deci, până la urmă, iată o finalitate a orilor de religie. Ce-ți spun? Noi suntem adulții.
în noi, relația noi copii, indiferent că sunt copii din clasa 12. Tot da, copiii da, sunt. Da, da, da. Și noi le dăm reperul, noi le dăm puterea să meargă mai departe și, cum se cheamă, manifestându-ne și noi toleranță. Bine, în măsura în care ei se permite, acum nu o să permitem toate brăznicile sau așa, dar toleranța aia pe care care s-o poată prelua și ei și s-o ducă și ei la rândul lui mai departe. Adică, apropo de filmul de care povesteți mai înainte, că ai făcut fapta, încearcă să-i explice lui aia să facă și el mai departe. Pentru că mai departe, ești mai bun la nivel teoretic și religios și moral, dacă nu aplici. Exemplu. Deci, spuneam, exemplu e o metodă în morală și în religie. Da. Da, și mi s-a părut foarte tare ideea asta pe care am văzut-o într-un film și pe care îl recomand, Little Boy. Este un film extraordinar, cu un copil care nu mai creștea. S-a născut pitic. Pe la 10 ani a observat că el nu mai crește, toți creșteau în jur și într-un suflet, într-un trup pipernicit ca lui, nu l-a mai luat nici în armat, i-a dăruit Dumnezeu o putere a credinței ieșită din comun. Adică, toți îl luau de micuțul, piticul și așa mai departe. Și la un moment dat, îi se spune, zice, că vezi că tatăl tău pleacă în război, pentru că frațul mai mare nu putea că avea platfus, dar ăla era normal dezvoltat. Și zice, tu te rogi pentru el să-l aduci acasă. El nu știa cum să se roage. Ne referim la America anilor 1910, în care, mă rog, nu era copilul ăla prea dus la biserică, în sensul că îi se spunea, și el a fost la un spectacol unde un vrăjitor i-a zis, orice vei crede, vei putea împlini prin puterea credinței tale. Și el a rămas cu gestul făcut de vrăjitor, că el dacă întinde mâinile, va putea să-și aducă persoane dragi. Și făcea lucrul ăsta la malul mării și, într-adevăr, în film se arată că prin credința lui s-a întors și tatăl său, care era prizonier la japonez, și așa mai au văzut niște evenimente foarte frumoase. Și tot orașul ajunge recunoscător pentru că își dau seama copilul ăla care a stat constant, zi de zi, la malul mării și se ruga în felul lui, iată ce minune a făcut că a întors pe tată și au adus mai multe beneficii orașului. A fost frumos. Chiar e fain. Deci, ca o concluzie. Da. Până la urmă, totul ține de valorile morale înalte pe care le plantăm în societate. Da. Totul ce e material se termină. Tot. Valorile spirituale sunt singurile bogății care nu au moarte. Dacă noi, ca societate, ca adulți, și acasă, și la școală, și în societate, în relație cu ceilalți, nu lăsăm să se vadă că valorile morale trebuie să crească precum niște pomi și să le răsădim, să îngrijim de ele, nu că degeaba trăim pe pământ, s-ar putea să trăim cu o neîmplinire și oameni complet, cu o greutate mai degrabă. Pentru că tot răul făcut se înmulțește în societate, tot binele făcut se înmulțește în societate. Societatea e, de fapt, relația dintre noi, toți. Exact. Și v-am zis, tot ce pleacă de la mine are efect de yo-yo. Fac bine, se întoarce bine în mit, asupra mea fac rău, e energie negativă sau pozitivă care pleacă, are același efect. Se poate prelungi subiectul, e foarte interesant. Dar, na, emisiunea e atâta. Da, din păcate, da. Noi mulțumim. Eu vă mai invit. Mulțumim. Și cu altă ocazie. Așa că, dragii mei, să nu fim atât de, cum să spun, deschiși pe cei cu Facebook-ul. Închidem ora de religie. Mai degrabă facem o ora de religie, nu știu ce. Dacă nu construim în sufletul copiilor noștri valori morale înalte, nu am făcut nimic cu copiii noștri. Putem să învățăm să fie cei mai buni aitiști, cei mai buni finanțiști, cei mai buni de toate. Valorile morale. Asta dă importanță vieții. Acestea fiind spuse, rugăm la Dumnezeu să ne dea puțină pace și înțelepciune. Restul, totul vine de la sine. Le-am trece pe toate. O seară frumoasă vă doresc. Bună seara. Mulțumim. Bună seara. Seara bună.